casul. A, și caz cu x minus 1 la 4. Și zicem 3 supra x, amplificat cu x minus 1, egal cu 3 pe lângă, da, vorbește. Doar x minus 1 supra 2 x minus 1. Doar egal x minus 1. Supra x pe lângă x minus 1. De supra x pe lângă x minus 1 și acum desfacem paranteze. Egal cu? X la a doua minus x. Și așa rămâne, da? Mai departe. X supra x plus f. Amplificat cu x minus 1. Egal cu? Egal direct? Da, nu. Acum la început facem așa mai. Nu aș trege la x. X plus 1 și 4. Așa în paranteză, cu x minus 1. Și egal cu x la 2 minus x. X la 2 minus x. Da, ai cum? A plus b pe lângă a minus b. Supra x la 2. X la 2 minus x. X la 2 minus. Da? Bun. Mai după. X plus minus x minus. Amplificat x minus x minus 1. Egal cu. X plus 1 pe lângă. X minus 1. Așa. X plus 1 pe lângă x minus 1 avem formulă. X la 2 minus 1 și la x minus 1 pe lângă x minus 1. Este x minus 1 totul la a doua. Și cum formula de x minus 1 la a doua? Nu, nu, scrie direct cum. Ce scrie aici? X minus 2 și x la a doua plus x plus 1. A, și x la a doua minus 2, x plus 1. Corect, punctul de. Ce să? Atâta, trebuie și cum. Zucem. Minus 2, x la a doua plus x plus 1. Așa, x la a doua plus x plus 1, amplificăm cu x minus 1 și zicem x minus 2. X minus 2 pe lângă x minus 1. Așa, supra x. Asta este pe formulă? Nu, dar are formulă asta. Dacă era cu 2x, are formulă. X la a doua plus x plus 1, într-o paranteză, pe lângă x minus 1. Pe lângă x minus 1. X la 2. Așa. Minus. X. Așa. Minus de x. Așa. Plus. 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 Da. Supra. Și începem. Fiecare cu fiecare. X la 3. X la 3. Plus. Minus. Minus x. Minus x la. A x la 2. Așa. Plus x la 2. Plus x la 2. Minus x, da? Minus x. Te-am pierdut, da? Nu, dar eu am lăsat înainte. Așa, de pe radio? M-am blocat aici, că n-am... că aici o grămadă de minus. Nu, bine. Să ieși cu 6 înmulțiri, să aveți 6 pot. Deci, x la 3 minus x la 2, plus x la 2 minus x, plus x, x la 2 minus 2, x acolo sus? Nu. Păi vine... minus x. Plus x. Păi să vină x ori minus 2. Dacă la sus, păi să vină x ori x, x ori 9, păi... Deci, mai întâi, eu prefer în ordinea asta. X cu x, x cu minus 1. Păi urmă, minus 2 cu x și minus 2 cu x. Eu a făcut, dar a făcut la 3, a făcut minus 2. Da. Adică încep cu primul și primul îl înțelegi cu al doilea și cu, cu primul și cu al doilea de a doua paranteză. Și după ce termina cu primul treci la al doilea. Tu am văzut că fie pe toți la acolo înțelegi cu primul, că te întorci și înțelegi cu al doilea. Cam așa și. Da, egal cu? X la a doua. X la a doua. Minus x plus 2. E. Minus x minus 2 x cât? Minus 2. Păi minus 1 x minus, minus 1 x. Minus 3 x. Minus 3 x. Așa, supra. Și acum începe să reduce.
minus x la a doua plus x la a doua, mai departe minus x plus x și vine x la a treia minus a. Bun. Punctul e. X la a treia plângă x minus 1 supra așa și egal cu x la a patra minus x la a treia supra x la a doua minus x minus 2 x să ne dăm minus 2 x să fie minus 2 x plus 2 așa și egal cu x la a patra așa, supra. Așa, de fel x. X la 2 minus x plus 2. De ce minus x plus 2? A, minus 3x. Minus 3x, da. Fie și minus x minus 2. Așa. Așa. Minus 6 supra x la 3 plus x la a doua plus x plus 1. Așa. De amplificat cu x minus 1. Așa. Egal cu... Poți fac de efectul? Bine. Așa. Minus 6 x plus 6. Așa. Vezi, ar trebui să-mi direct, e mai de tot trebuie. Și x la 3 plus 2 x plus x plus 2. Păi de ce x la 3 plus 2 x? A, x la 2. Că este x la 2, cum este x la 3 plus x la 2 plus x plus 1. Pe lângă... Așa, pe lângă... Așa, și da, mai departe, cu... Minus 6 x plus 6 supra... Și începem. X la a 4. X la a 4. Minus x la 3. Așa. Plus x la a 2. Ei! A, x la 3. Plus x la a treia. X la a treia minus x la a doua. Minus x la a doua. Așa, plus x la a doua. Așa. X la a doua minus x. Așa, minus x. Plus x. Plus x. Minus x. Așa. Egal cu. Minus 6x. Minus 6x plus 6, supra, se reduc, se iar se reduc, și iar se reduc, supra. Supra, supra. Supra, nu sună tot. Supra, nu sună, nu sună, că zic, să se reduc, ce e aici. Dar tu le-ai văzut, să le văzut. Așa, ar zis la aceeași tu, dar poate. Bun, trecem la 2. Avem următoare raport. 1 pe 2, 3 pe x. Și 5 supra 2x la a doua. Să zicem același lucru. E ca la tine, în viitorul cum. 2x la a doua. 2x la a doua. 2x la a doua. Avem cu x, așa, pe prima cu cât? X la a doua. Pe prima cu x la a doua. 2x și așa, deci pe prima apucăm x la a doua. Pe urmă cu 2x și ne trebuie să mă faci. Și începem. 1 pe 2 amplificat cu x la a doua. Egal cu 2x la a doua. Pe urmă, 3 pe x amplificat cu 2x egal cu 6x supra 2x la a doua. Și 5 pe x, 2x la a doua, rămâne 5 pe 2x la a doua. Îl ai scris sau așa? Scriu asta, slavă și poți să scrii. 5 supra 2x la a doua egal cu 5 supra 2x la a doua. Asta rămâne. Așa, faci să duci la aceea. Punctul B. Avem 2 supra x minus 1. Avem 3 supra x supra x plus 1. Și avem x plus 2. E, x la 2 minus 1, cum ai putea să scrie? X minus 1. Ia și merge x la 2 minus 1 și scrie forma sa descompusă. Acolo unde putem să-i calculăm de dată, să-i calculăm de dată, da? Și zicem x minus 1 pe lângă
da, 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 da. Bun. Și asta înseamnă care va fi numitorul complet? X la 2 minus 1. Nu e. Da, 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 x la 2 minus 1. Sau forma s-a descompusă x minus 1 pe lângă x plus 1. Da? De ce se numește o formă? De ce nu-i toată renunțiți? Pe prima amplificăm cu x plus 1, pe a doua amplificăm cu x minus 1 și a treia să putem pe prime. Te-ai văzut? Nu. 2 supra așa, amplificăm cu x plus 1, egal cu, pentru că poți să faci direct, 2x plus 2. Ei, numitorul va și în forma descompusă. X minus 1, hai să nu mai lucrăm de acum pe numitor. Îi tot să rămân așa, în formă descompusă. Pe urmă, x supra x plus 1, amplificat cu x minus 1, egal cu x la 2 minus 2. Minus x la 2. X la 2 minus x. Da? Uite, de asta nu vreau să fac tu doar. Supra x plus 1 pe lângă x minus 1. Bun, și al treilea rând, nu e chiar în forma. Nu e vreo problemă dacă l-am lăsat așa x la 2 minus 1? Nu, dar tu ca să te duci mai departe cu calculul, ca să nu rămân cățică din calculul, ai să ieși cu numitorul preferat descompus. Pentru că mai departe din forma asta descompusă te duci pe simplificări. X la 2 minus 1 nu e ceva în care tu să ai factor de simplificare. După ce aia te duci pe simplificări și tot ai să scapi de factor dintre expresii complicate foarte mai simplu. De asta prefer, când ieșiți din calcule, să ieșiți cu numitorul o formă descompusă, în produs de expresii de grad 1, da? Da? Bun, mai departe. 4 supra x plus 2 și 3 supra x plus 1. 3 supra x plus 1. X plus 3 supra x supra 2 plus 3. Da, nu știu cum să o dă. Materialul ăsta. Da, nu are. X la 2. Așa spunem dacă ne... Eu așa spun dacă mă dai capă, spun cum ar trebui. Nu, dar ea nu pasă de capă. Dar nu are. Două. Bun, hai să începem. X plus 2 lăsăm așa, X plus 1 așa. X la 2, hai să luăm expresia de gradul 2 și zicem. X la 2 plus 3, X plus 2. Egal cu... Fac A egal cu... Vrei să vii pe gradul 2 sau să faci cu sumă și plus. Produsul 2 și suma 3, da? Asta... 1x plus... Așa, x plus 2. X plus x. X la 2 plus... plus x. X plus 2x. 2x plus 2. Și doar cu x. X pe lângă. X plus... Așa, x plus 1. Mai departe, plus... 2 pe lângă x. 2 pe lângă x plus 1. Și doar cu... x plus 1. Plus... pe paranteză, x plus 1 pe lângă... x plus 0. Așa. Iată numitorul. X la 2 minus 4. Să luăm și pe ăsta să ieșim. Calculăm. Punem formulă. Ultimul numitor, da? X la 2 minus 4 egal cu x minus 2 pe lângă x plus 2. Da. Ce facem mândurile acolo? Că venim doar. Bun. X plus 2 să scriem x plus 2 egal cu x plus 2. Aici n-avem ce descompune. Nu, dar scrie frumos așa. X plus 2 egal cu x plus 2 și x plus 1 egal cu x plus 1. Nu, nu, josul. Ca să apară, să calculăm în cel mai bine numitor cum îți place. X plus 2 egal cu X plus 2. X plus 1 egal cu X plus 1. Ia să vedem. Deci, care sunt factorii care avem până acum? Avem X plus 1, avem X plus 2, avem X minus 2, iar X plus 2, X plus 2 și iar X plus 1. Trage linie. Cel mai mic multiplu comun sau cel mai mic numitor comun, CMMC, hai să scriem, cel mai mic multiplu comun, egal cu cine? Toți factorii comun și necomun luați cu exponentul mai mare. X plus 1. Avem așa, avem X plus 1, corect. Avem și X plus 2. În paranteză fiecare. Dar mai avem ceva? Și x minus 2. Și x minus 2.
Păi de alea vrei să avem în spate. Deci nu s-a întâmplat despre asta. Deci iată cum apare în faza, nu ca prezent. Și acum ce nu se amplifică? Cu cât amplificăm pe primul? Cu factorul lipsă. X plus 1 pentru X minus 2. Așa, pe prima se amplifică, îi trai așa o bară mai lungă, așa. Și să, așa. X plus 1 pe lângă X minus 2 se amplifică. A doua, cu cât o amplifică? X plus 2 pe lângă X minus 2. Hai că vreau să luau pe Mihai. X plus 2 pe lângă... Pe cine am pierdut? Alex, ai pierdut? Nu. David? Alin? Nu. Mihai? Deci, așa. Ei, s-au luat cu 6 plus 2. Restul de la plusul 1 plus 1 pe lângă X plus 2 și aplicăși cu foarte plic. Și mai devine X minus 2. Așa, cu X minus 2 se amplifică. Asta este important să vedeți la amplificare. Faptul e lipsă. Așa, pentru X plus 1. Așa, cu X plus 1. Ia, foarte, ca selectează doar primulă și să facem faptul. Păi e la capăt. Faptul. Să nu știam. Nu știam. Pune pauză. Facem o pauză. Ce rămâne? Așa, zicem, 4 supra X plus 2, aia e urmă asta, da? Da. Amplificăm cu X plus 1 pe lângă... X plus 1 pe lângă X minus 2. Egal cu 4 pe lângă... X plus 1. Așa, pe lângă X minus 2. Numitorul tot așa, la scălă, în formă descompusă. Da, vezi că și taci-o ăla. Dacă atingi, e taci. Aaa, e taci. Fiți. E simplu. Aia poți să scrii și cu deși. Se eu cred. Ia, nu vă scriu. Na. Nu scriu? Da, îți scriu. Ha. E. E la aia și am scriu. Cum îți păreți? Ha? La păsarea de rău. A fost la dus. Stai. Merge. Cu unghia mea. Ce mă umplește. Băi, vă puteți fi de acolo exercițiile, nu mai știu nimic, stă în picioare. Nu cred. Ai un creion. Și chiar merge. Și ăsta e un creion. Eu pune bază de cum merge. Ăsta e un creion și nu știți. Și poți desina, ăsta e minunat de desen. Poți să desinezi ceva. L-am arătat că e modelul de tot. Nu știu de ce ești ceva. Și asta faci tablete, stai în parte de ușii. Nu faci tablete. Așa putem face cu citire mai noapte. Ce faci? Păi inițial asta era ideea, să luăm niște tablete, să luăm interactiv tot ce vreau. Nu merge. Să de ce nu merge? Eu sunt în parte. Faci pliscrin, practic. Dar de ce nu merge? Merge pe... Exercițiile astea tip grillă, să apeși pe butonele, dar nu merge ca interactiv. A, face ca la ce-ți spun oamenii, apeși pe butonele. Dar ce știi de greu să nu știi? Ușor. Dar apeși normal, de-aia nu scrii. Ca să ajunge în părerea asta am și venit cu tablă. Păi am convenat, nu am făcut tot, nu mai timpul am tablă. Nu știu ce am făcut. Nu scrii chiar pe care. Scrie frumos, dar nu merge pe la asta. Nu e. Îți pretențioasă asta, să vă spun. Fiați. 4 x plus 4 pe lângă x minus 2, supra. Asta lăsăm așa. X plus 2 pe lângă... Aici am un calcul. Mai mult am mele vorba, am zis că vreau calcul pe lângă x minus 2. Așa, e vreau mai departe cum. Să știi că mai mult îmi convenea să faci x plus 1 pe lângă x minus 2 decât să-l faci pe 4. Fac așa. Lasă-l așa, da. Data de care deci, vreau X plus 1 pe lângă X minus 2 și pe lângă rezultatul mulțit. 4 X la 2. 4 X la 2, minus 8 X. Plus 4 X. Așa, plus 4 X. Minus 8. Minus 8. Frumos un numitor. X plus 3 pe lângă X. Plus 3 X minus 1. Așa. Grafă. 4x la 2 minus 4x plus 8 minus 8 supra x plus 2x plus 1 până la x minus 2
Așa, bun. Asta nu ați liberat prima fază. A doua fază. 3 supra x plus 1 amplificat cu... Amplificat cu x plus... Nu, fără x plus x plus 1. Așa, egal cu... Pe lângă x minus 2, da, corect. Supra. Unde ai posibilitatea să aplici formulă, prima dată pe cum? 3 pe lângă. Minus? 4. Deja mi-a crescut cu 5 minute. Poți să fac așa? Nu! Poți să închizi de sus acum. Așa. Bine! A treia! Când am nevoie să ne iei... Nu le iei. Nu le iei. Și când le iei aici? Nu, ia tot la mine. Nu, nu, asta cu e formă, ai scompusă cât era. X plus 1. Care este? Nu știi, numele era 1 și 2. X plus 1 pe lângă? X plus 2. Și X plus 1. X plus 1 la număr. X plus 1 pe X minus 1. Aici e X minus 1. Și amplifici cu cine? Cu X minus 1. Ai, ce îmi faci acolo? X minus 2, ăla ai și față ta. Și ăla, cu X minus 2. Și zicem, egal cu... X minus 2. Așa, egal cu... Așa, și scriu formă descompusă deja. X minus 2 pe lângă. Păi, X are minus 4, scriu formă descompusă. Așa, aplicăm cu... X a dat plus X, o da. X minus 2 pe lângă. Pe lângă X plus. Și de paranteză lucrul. Bun. Deci asta ar fi povestea de zi. Punctul C. Punctul D. Mamă, ne aveam rezolvat punctul C? Da. Era nu. Unul supra X la minus 2X. Așa, urmă 1 supra 3 supra X la a doua plus 2X. Așa, și X minus 1
supra x la 2 minus 4. Hai să luăm pe numitorii și să zicem x la 2 minus 2x. Ce putem face la asta? Factor comun pe x. X egal cu x pe lângă x minus 2. Pe x la 2 plus 2x. Egal cu x pe lângă x factor comun. X pe lângă x pe x la 2 minus 4. Egal cu formulă. X minus 2 pe lângă x plus 2. Trage linie să zicem cea mai multă comun. Cea mai multă comun. Dar v-am zis, e joaca asta, cel mai mic numitor comun, sau cel mai mic numitor. X minus 2 pe lângă x plus 2 și x, sigur că da. X-ul de aici se scrie el în față. X pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 2. X-ul se cam de el în față. Da. Bun, înseamnă că pe prima, cu tot o anumită. X pe lângă x plus 2. Păi da, x la 2 minus 2x, tu trebuie să vezi ca x pe lângă x minus 2. Amplificăm cu x plus 2. Cu x plus 2. Scrie sus acolo. Amplificăm cu x plus 2. Pe a doua. Amplificăm cu x minus 2. Cu x minus 2. Și pe ultima. X. Cu x, corect. Bun. Și acum să le luăm, vreau să le amplificăm. Și zicem 1 supra... Poți să scrie forma descompusă. X pe lângă x minus 2. Amplificăm cu x plus 2. Așa, egal cu supra x pe lângă x pe lângă x plus 2 pe lângă x. Foarte bine. Următor. 3 supra x la 2 plus 2x. X. Scuze-mă, da, x pe lângă x plus 2. Nu o pentru 2. Amplificăm cu x minus 2. Bine. 3x minus 6 supra x pe lângă x plus 2 pe lângă x minus 2 și x minus 1 supra x minus 2 pe lângă x plus 2. Pe lângă x plus 2. Dragilor, vezi că mai dar dăm drumul la funcții de conspecte pentru că colegii voștri la numărul 2 nu au face altă. S-au început la școală. Așa e de vreme funcțiile. Și eu am dar funcțiile sunt fără semestru tău. Exact. Dar la ce le împingi făceam în față? Noi le-am mătuntat calculul. Nu contează. Dar suntem chiar așa. Și la funcții. Calculul. Și nu sunt facem expresii. Deci. Stai. Deci, până la viitoare, conspecte pe funcție. Deci, nu, unul singur din grupele de vară, dacă intră pe capitol, toți intrați pe capitol. Că suntem, nu vă văd că că sunteți 5, sunteți 10. Și unul dacă intră și mai fac un contract, Eu v-am zis că grupele de vară sunt... Eu știu ce facem aici, am timp de lucruri, încerc în cel de expert. Pretenția este să luați peste 50. Nu peste 9. E bus peste 9. E bus peste 9, 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 care e dreptate, dar nu sunt mai foarte bun. Peste ora. Peste ora. Și peste 5 e bun, dar chiar ești la ora. Peste 5 e bun, dar exact nu ești bun. Nu trebuie, nu e, nu e de la, nu e ca la vapor. Ia vreau de la unul, m-am trecut, da. La eco. Nu, mă duc. Așa, zicem, este 3. Și acele săptămâna doar veți avea funcții pe construcție. Funcția cel care a fi dus și a dat-o pe cei n-a făcut doar?
Că sunt mai multe lecții funcții sau? Da, să vedem. Nu că mă trebuie și mai mult. Dar mai toate. O să fie de 4 sau de 8 secunde. Depinde de ritmul lor. Dar de ce facem așa de repede? Nu mă întreba de ce. Dar de ce am început așa de repede? Nu am început. O să știm înainte. Dar de vreme. Aici sunt de acord cu tine, dar am început. Nu ești mai bine o operație cu interval. Băi, dar dacă, auzi, până o pauză, te rog. Băi, apoi ce-au microcole? Nu, stai, dar o să facă. Gata. X minusul ăla, care e microcole? Vezi că aici minusul ăla, nu este X minusul ăla. X minusul ăla, 3 ori X minus de la 2. Păi nu este X minusul ăla, e tot X minusul. Ai. Da, 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 o clasă de frumos. Păi de dată care nu te-o pun? X minus 1 tot la 6. Păi să vină 3. De ce înmulțești pe toți? Tu, din ce-i comun, are, deci tu dacă ai 3 la 1, 3 la 2, 3 la 3, care va fi cel mai mult tip comun? 3 la 6. 3 la 6? 3 la 3. Asta trebuie să-l faci. Cel mai numitor comun, îți factorul comun la puterea cea mai mare care ți-a apară din toți numitorul. Ăla va fi X minus 1 la 3. Înseamnă că prima o să împaci. X minus. Nu, dar îți vrea descompuși. Nu are sens. Hai să se vedem eu. Numitorul comun este factorul comun luat la puterea cea mai mare. Și este X minus 1 la 3. Asta amplificăm cu X. Așa. De ce cu X plus? X minus 1. X minus 1. Și ăla amplificăm cu? X minus 1. X minus 1 la 2. Așa, X minus 1 la 2. Dar X minus 1, ca să fac X minus 1 la 3, mi trebuie X minus 1 la 2. Și ăsta lăsat. Ăla lăsa nu fac. Și zice, 1 supra X minus 1 totul la 2. Și ăla ta e ele. Amplificat cu X minus 1. Egal cu. X. X minus 1 supra. Totul la... Nu, nu. Totul la 3. Da, că vine X minus 1. Sănătate. Ha. Îi sper eu și pe aia, nu toată. Au crescut mult. Vă le-am de scriptez. Iar eu mi-am cam spus că sunt. A. Sunt fericiți. Egal cu... X pe lângă... A, X la 2. Așa, X la 2 minus 2, X. Ei! Mă urmă. X la 2? Totul la 2. Nu. Și de aici. Și zic un lucru frumos. Cine e X pentru X minus 1? Așa, X pentru X minus 1, totul la 2. Supra? Așa. Punem formulă pe X minus 1 totul la 2. Așa zicem egal cu X pe lângă 2. Așa. Nu e minus. Minus. Șterge și scrie minus. Minus 2X plus 1 supra X minus 1 totul la 2. Așa. Și egal cu X la 3, ia? X la 3 plus 2X la 4. Așa, plus X supra X minus 1 tot la 3. Să mă ajutați un pic aici, la B, când... La? La B, la 2. La X la 2 minus 6. 4 minus X. 4 minus X. Poți să scoți cu minus, paranteză, X minus 4. Și minusul ăla duce în față față. Înțelegi de ce? Hai, X. X. Și de oare așa oare? Prea de joasă. Vreau mai mult X. Nu încerc să mă împărchez. X. Încerc să te? Încerc să mă împărchez, prea de să mă împărchez la coadă. Nu mă, dar nu vei, n-ai. Mă împărchez la cultură civică. Hai, dar te. Da. Auzi?
ca să se panicheze, zic în continuare, cultura civică contează la ce faci cu tine. Exercițiile astea contează la fața ta. Da. Ce faceți la român și matematică, e parte întreagă. Ce faceți la cultură civică, nici măcar la ce fază cine. La ce faci cu tine, o să zici. În nota de exact. Adică? Păi 20% în medie. 20% exact. Dar merge bine tuturor anilor. E clasa 8. 5-8. Da, sau punctul ăsta la cultură civică e de la ce faci. Aici contează nota. Hai să începem. X plus 4 rămâne X plus 4. Hai să scriem X plus 4, da, X plus 4. Hai să vedem X la 2 minus 16. Trebuie să luăm puțin peste 4 minus X. X la 2 minus 16 egal cu X minus 4 rămâne X plus 4. Ei, uitați ce vreau acum. Voi aveți 4 minus X. Legătura între, și vreau să, asta vreau să vedem, legătura între a minus b și b minus a. Dacă iau expresia a minus b și separat b minus a, cum fac eu din a minus b, cum îl fac b minus a, ținând cont că scăderea nu comutativă, nu fac la a plus b. Înmulțim cu minus 1. Înmulțim cu minus 1. A minus b egal cu minus, paranteză, b minus a. Asta este legătura pe care trebuie să o vedeți, da? Adică 4 minus x, eu pot să scot aici minus în față, adică eu pot să scot un, să pun în paranteză, să scot un minus în față și în loc de 4 minus x, să zic x minus 4. Iar minusul ăsta care îl vezi tot în față, pot să-l duc chiar în fața liniei de fracție, pentru că a supra minus b, minus ăsta a dut în față, e minus a pe b. Da? La fel, minus a supra b e minus a pe b. Da? Deci iată, practic, cum faceți voi o mică modificare. Iată cum faceți o mică modificare la numitori. Când aveți numitori de formă a minus b și vouă vă trebuie b minus a, pur și simplu îi faceți un minus, eventual îl duceți în fața fracției, și îl gândiți ca de minus a. Deci mă vede tati? Cu ce? Mulțim cu minus 1? Mulțim cu minus 1. Și ne curii, cu fărăcini. Da. Că dacă mă așa să rămân, ăsta nu-i softul. Softul e altă și ăla știe să treacă din punct X pe altă. Când trecem din punct X pe altă, trebuie să trecem prin culoare ca să-l păcăre. Te faci că schimb culoare. Așa. Bun. Înseamnă că pe prima aplicăm cu x minus 4. Corect. Pe prima cu x plus 4 și a treia o lăsăm așa. Și zicem x lângă x plus 4. X lângă x minus 4. Așa. Supra x plus 4 x minus 4. Așa. Egal cu parte. Cu mai tare. Supra x la a doua minus 4 x plus. Nu vreau asta, Mihai. Acolo se înseamnă că păstrează-i... Puteai să pui și formula, nu vreau să faci calcule de numitor. Nu îi scrie în formă, x plus 4, te numi x minus 4, da? Mai departe, minus și minus o față. Aici. Cu tot cu minus, da? Minus, x minus 1, supra x minus 4, amplificat cu x plus 4. Egal cu minus o față, nu, no, minus o față față. Zicem x minus 1 pe lângă x plus 4 supra x minus 4 pe lângă x plus 4 așa și e ca minus în fața fracției și zicem x la 2 plus 4 plus 4 x minus x așa și minus 4. Minus 4 supra minus 4. X minus 4 pe lângă x plus 4. X plus 4. Și ultima o scrie în... Le-ai terminat. În calculez plus 4 x minus x. Minus în fața fracției. Egal cu minus. X la 2. X la 2. Plus 3 x. Minus 4. Minus 4 supra. Băi. Tot minusul ăla, tot ăla, se va duce încet, încet, în cealaltă față. Nu se mai observă.
Așa, x dacă supra x minus 4, înseamnă x plus 4. Iată un barat în fac să facem așa. Mare? Așa. Andrei. Bun. Dar nu știu din X minus la X minus 2. X plus 2. X plus 2. Supra 2 plus X. E mai deranjat la acolo? Nu mai deranjat pe ciclurile până în urmă. La curentul colț. Normala. Ăsta e al doilea. X minus 2. Se va merita. Este acolo. Așa, ce facem? Păi ce? X la 2 minus X. Ce facem asta? Facem X. X la 2 minus X la 3. Deci egal cu 2 plus X. 2 plus X. Mai departe. Minus. Minus. Factor cu 1 pe X. X la 2. Minus X la 2. Altă lângă. Nu e, se schimbă semnul. Să scoți minusul în față, ai schimbat. Minus X la 2 lângă 2 plus X. Și încă o dată factor cu 1 pe 2 plus X. Egal cu 2 plus X pe lângă. 1 minus x la 2. Mai departe, ce mai putem face? 1 minus x la 2 pe formă. Deci 2 plus x pe lângă 1 minus x pe lângă 1 plus x. Pe 1 plus x poți să faci conmutativitate. A plus b egal cu b plus a. Dar pe 1 minus x n-ai cum să pui conmutativitate decât dacă scoți, la fel cu 2 plus x, poți să pui conmutativitate, 2 plus x, tu poți să faci x plus 2, da? Dar 1 minus x, ca să fac x minus 1, scot un minus în față. Deci egal cu minus, minus, pune conmutativitate pe 2 plus x. Și zice, nu, conmutativitate, vreau să-i schimb. A plus b egal cu b plus a. Și zice, minus, paranteză. Și am făcut conmutativitate, x plus 2. Acum, acolo schimb ordinea termenilor, x minus 1, și iarăși conmutativitate pe 1 plus x, x plus 1. Bun. Așa va fi numitorul tău, ăla, marge. X la 2 plus x. Egal cu x pe lângă x plus 1. Bun. Trage linie, sunt frumoase expresii, și zicem, cel mai mic, multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Egal cu ce? Deci, x. X pe lângă x. Așa, x pe lângă x plus 1. Pe lângă x. Pe lângă x. De, iarăși x. Băi, toți partii la zonată, nu luăm deșa de... X plus, x plus 1. Așa. Asta este. Asta e cel mai multiplu comun. Dar forma asta trebuie să-l aducem, da? Bun, asta e prima fracție. Cu cât amplificăm? O amplificăm cu x plus 2 și x plus 2. X plus 1 pentru x plus 2. X plus 1. Pe lângă x plus 2. Bun. A doua? A doua amplificăm cu x. Cu x, sigur că. X și a doua. Asta e singurul factor care nu am. Amplificăm cu x minus 1. X minus 1. Pe lângă x plus 2. Pe lângă x plus 2, sigur că. Bun, și am început. Ia-ți poate, da? Și zicem, x pe lângă, a, x supra x la 2 minus x, sau x pe lângă x minus 1,
a multiplicat cu x plus 1 pe lângă x plus 3. Așa. Și zice x pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 2 sub x pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 1. Și calculăm pe numărător, da? Egal la de fapt. Lasă x-ul în pace și mulțești pe x. Așa, plus x. Hai, ai o x, da? Și de la următor mai este cât? X plus 3. Deci înseamnă. Așa, înțeles în x plus 2. Deci ai, ia să vreau să vezi. Ai un 2x aici. Da? Da. Și de aici îți mai este încă un x. Că vreau să-i și găsesc în jurul. X. Așa, da. Plus 3x de toate. Adică avem un 2x cu x și 3x, da? Așa, plus 2. Plus 2. Închide paranteza cu voi. X plus 1 pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 1. Așa, și egal la o parte cu? X la 3. X la 3 plus 3x la 2. Așa, plus 2x supra x plus 1 pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 2. Bun, asta este frumoasa expresie. Pune și minusul ăla în față, că vezi că la descompunere ți-e așa un minus, dar nu asta. Nu aici, acum ți-e și minusul ăla. Și zice minus x plus 2 supra 2 plus x. No, forma descompusă. Era x plus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. X plus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Acum să vă mai zic o chestie. Să știți că expresiile astea, dacă le făceam mai întâi simplificare și pe urmă la amplificare, le-am mai simplu. Și zice, x la a doua plus 2x supra x pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 2. Așa. Și a treia expresie. Și cu minusul în față, da? Bun. X la a doua supra x pe lângă x plus 1. Deci, x la a treia. Pe tot x la a treia plus. Deoparte să zicem așa, x la a doua supra x pe lângă, nu, pe lângă descompunere. X pe lângă x plus 1. Amplificăm cu x minus 1, x minus 1 pe lângă x plus 2. Egal cu x la doua x minus 1. Așa, pe lângă așa, supra x pe lângă x. Așa. Egal cu x la doua x la doua x la doua plus 2 x minus x. Așa. Vedeți ce le faci minta? Plus 2 x minus x. Plus x minus 2, da, supra. Frumos un mutor, x pe lângă x plus 2, x plus 2, x plus 2. Așa, și egal cu? Iau asta. Mă, păi dar mai ai trei mulțe și da. Unde o spune? Egal cu? Da, cu. X la 4. X la 4. Plus x la 4. Așa. Plus 2x la 4. A doua supra. X pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 1. Așa, pe lângă x plus 1. Contează ordinea aici, nu-i bai? Nu, e comutativitate și pe mulțire. Și poți să... Dar avem ce îți preferă x în față. Mai departe, x plus 1, x minus 1. Nu faceți. Păi, în mulțirile o să vedeți că le facem la sfârșit. După ce facem simplificările, facem și... Bun, bine. Mă rog, lasă-o să facem.